Pianta Naicia. Și dai. Pianta mea pe asta. Shred. Nu. Ți-a dat țeapă. Salut tuturor, eu sunt Andrei și v-am regăsit la un nou clip. De această dată ne jucăm GTA 5 cu volanul G29 de la Logitech. Nu uitați, dați-mi acolo pe butonul de like să strângem la acest clip peste 1500 de like-uri, 2000 de like-uri, pentru că este un clip foarte special. Aolo, ce faci, mă, Trevor, ai nebunit? Ai văzut ce a făcut? Ce? Bine că n-ai văzut. Astăzi m-am gândit cum ar fi să ne jucăm GTA 5 cu volanul și am găsit modul ăsta destul de interesant, nu este greu de instalat, poate dacă se fac o grămadă de like-uri la acest clip o să fac un tutorial cum se poate instala, este destul de simplu, nu este foarte dificil, ideea e că modul de față este 5.42, eu vorbesc acum după ce am dat reinstall-ul la Windows, deci am intrat în mașină, avem aici un Audi wannabe. Eu deja am făcut controlele, tot ce e nevoie, cam așa arată la interior audio ăsta super tare. Și haideți să dăm drumul direct, mașina este pornită, putem să o oprim dacă vrem. Acum, spre exemplu, am oprit-o, dar hai să o pornim ca un om normal și o băgăm în viteză. Exact ca în viața reală, merge și în GTA 5. Uitați cum ne jucăm GTA 5 cu volanul. Și schimbăm, vedeți acolo în stânga jos, aveți cum schimb eu de volan. Pentru clipul de astăzi m-am gândit cum ar fi să ne urcăm pe muntele Chiliad cu volanul. O să folosim această mașină și mai pe la sfârșit o să ne distrăm și cu puțină poliție, să facem o urmărire. Haideți să dăm aici semnalul. Merge semnalul. Mamă, dar ce trafic e, Miruna. Hai să dăm, bam. Bam, mamă, era să-l iau pe ăsta în cărcă frumos. Nu prea ai cum să te asiguri așa de drăguț, dar e destul de ok, adică se manevrează foarte mișto și îmi place treaba asta de pot să dau semnal pe aici dacă vreau să mă încadrez. Nu știu, dar schimbă foarte mult față de toate jocurile pe care le-am jucat, spre exemplu Euro Truck, City Car Driving, ăsta arată cel mai real. Ce-a fost asta? Tu ai văzut asta? Ok, asta a fost o misiune de-aia random care apare pe story mode. Oulă, stai că ăștia trag în mine, fugi, Miruna. Am o întrebare pentru acest episod. Dacă vreți să facem o serie în care ne jucăm cu volanul în GTA 5 și dacă putem să jucăm cu volanul 5M. Deci dacă aș putea să joc cu volanul 5M fără să-mi iau bani, dar cred că pot, adică cred că pot să mă joc, că sunt unele moduri care poți să te joci 5M și cred că și cu ăsta poți să te joci 5M, nu-i așa? Cred că pot să mă joc 5M cu modul ăsta fără să-mi iau bani sau ceva, adică nu e GTA 5, nu serve de la GTA 5, e 5M. Deci cred că am putea. Nu știu, spuneți-mi în secțiunea de comentarii. Noi o să facem aici dreapta către muntele Chiliad și o să-i dăm drumul la treabă. Mamă, deci n-aveți idee cum trage de volan. Se trage foarte, foarte ciudat. Good, 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 good. Uite o cuprioară. Oh my god. Shit. A, și o altă chestie. Aici se distrug mașinile destul de real. Mamă, cum am făcut-o. Față de celelalte jocuri pe care le jucăm noi cu volanul, aici se distruge totul mult mai real. Aolo, mă, iară mă deranjează gagica. Aolo, aolo. Good, good, good. Mamă, cum se prezintă situația aici. O să joc doar first person, Miruna. Aolo, poate să joc? Mi-am murit motorul. Pornim. Nu mai porniște, bă. Doi. Mamă. E destul de nașpa pe aici, sincer zic. Dăm aici un doi. Una a doua și ne urcăm în a doua, mamă, dar merge cam repede și eu nu prea văd nimica. Zici că mă duc în nimic. Deci mie cred că puteți vedea cum învârt eu de volan în viața reală, cam așa învârt, cum vedeți acolo în stânga jos. Și în joc nu e exact cum manevrez eu aici, dar e destul de real. Hai să-l dăm pe aici. Nu, nu pe aici, cred că trebuie să o luăm. După ce m-am mai jucat puțin în meniu, am rezolvat și ambreiajul. Iar acum dacă o dăm mâna întâia și lăsăm ambreiajul, ne-a murit motorul, exact ca în viața reală. Hai să pornim motorul și să-i dăm tare. Iar acum hai să vedem dacă ne descurcăm sau nu aici cu urcatul. O, nu. Iruna, e destul de nașpa aici. Să zici că suntem în nori. Cam așa se prezintă situația. O să stau puțin așa. Sau hai să joc doar first person, nici nu știu. Iar mi-a murit motorul. O, nu. Doi. Ma. Urcă, 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 urcă. O, brr. Stai cu minte. Mamă, mamă. Mamă, nu! Nu știu unde sunt, dar cred că era aproape să mă duc. Miruna, era aproape să mă duc. De tot era să mă duc, Miruna. Dacă eram eu, eram dusă de mult timp. Erai dusă, Miruna.
Dar îmi place, sincer, îmi place cum se manevrează. Îmi place cum se manevrează, se manevrează super mișto. Parcă se manevrează mai șmecher decât se manevrează în unele jocuri simulatoare. Chiar merită să vă luați modul ăsta dacă cumva aveți volan. Mamă, uite cum e drumul ăsta. Hai că mă merge. Așa. A doua, o nu. Uite-te cum e aici, doamne. Și acum le dăm tare. Și dă-i. Și dă-i, aolo. Nu! Dă-mi la întâia, ca să urce. A doua. Am călcat ceva. Stai pe loc. Ma. Da, mă, că urcă. Nebunia asta urcă, mă, Miruna, ce-ai? Urcă. Ai. Holy. Am urcat-o, dacă e. Bă, am ajuns în vârf. N-aveți ce zice, am ajuns în vârf. Cam așa se prezintă aici în vârf. Avem și un apus mișto. Ia uite ce Miruna ce a pus. Și știi ce o să facem de aici? Teoretic ăsta nu-i volan, dar tot putem să o manevrăm. Și tot la fel ne moare motorul dacă băgăm în atea și lăsăm. Are și căscuță, Miruna, fii antrenă aici. Ești gata? Nu cred că ești gata. Nu cred că ești gata, vedeți ce o să se întâmple. Eu nu cred că ai luat-o tu, Miruna. Scrie danger, adică bine ai venit, știi? Da, da. Fii antrenă aici. Și dă-i. Nu văd nimic. O nu. Nu văd nimic. Hai să vedem dacă facem față unei urmăriri de poliție, Miruna. Vreau o mașină și hai să facem puțin haos mai întâi. A few moments later. Gata, am făcut haos, 2 stele. Hai să ne mișcăm rapid, Miruna. O nu. Deja am început să tragă nebunii. Bă, și e nașpa. Oh, alo. Ce boost mi-a dat nebunul. E nașpa că nu mi-a dat. E nașpa că cei de la Rockstar Games nu s-au gândit să bage volanul în jocul normal. Mamă. Pentru că chiar e Caterinca, sincer, e chiar Caterinca. Și trebuia să fie adăugat în jocul normal. Mamă, stai că intrăm acum asta trebuie. Nu. Mamă, dar ce mă boost îmi dau ăștia din spate, Miruna. Stai că am schimbat în apă, am schimbat-o și eu. Deci, eu ce mașină ți-ai luat? What? Ce-a fost cu cerbul ăla? O, nu, e unul în dreapta mea. O, poți să mă uit în spate dacă vreau. O, nu. Mi-am setat și controlele ca să fie de bine, ca să nu fie rău. Mamă, ce urmărire nebună. Mă, fii atent, Miruna. Le dau. Ce? Nu, urâtele. Nu. Mamă, dar ce dau, ești nebun? Doi. Mamă, ce mi-o dau, dar cu mașina asta e cam pârnaie. Asta am găsit-o, Miruna, era cea mai bună de acolo. Da. Pă, bune. Mamă, dar ce realistic e, vezi? Împârzi capul așa și după aceea până să-l tași înapoi. Da, și după aceea poate face accident. Păi da, dar ce vei să fac? Aolo. Bă, se simte mișto. Chiar se simte mișto ca în viața reală. Deci v-am zis, dacă se fac multe like-uri, o să facem un episod în care jucăm legit. Deci vreau să fac un episod în care jucăm legit, respectăm legile în oraș. Acum este un episod așa mai de fun să vă arăt că merge să te joci GTA 5 cu volanul, ceea ce e super tare și eu vreau să vă joc de mult treaba asta. Dar acum mi-a venit ideea, bă, hai să încercăm să punem în aplicare cu mod. Am crezut că e prea dificil, dar e chiar simplu să instalezi modul ăsta. Chiar foarte simplu. Nene, ești rău? Ești rău? Chiantă-mă pe ăsta. Shit! Nu! Ce-a dat țeapă? L-am pus la loc, nu-i problemă. Nu, stai că trag ăștia mine! Shit! Stai, șeful, stai! Arla! Am trăit. Am scăpat de poliție. Gata, s-a terminat. Nu mai avem nici mașină. Am ajuns în Blaștină. E clar. Da. Și e Blaștină urâtă. Guys, cred că am atât cu acest clip.
A fost interesant și chiar e mișto. Poate să facem și niște live-uri, deci nu uitați, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți clipuri cu volanul în GTA 5 sau în alte jocuri. Dați neapărat acolo pe butonul de like, să facem noi aici o grămadă de like-uri. Să vă abonați dacă sunteți noi și să participați la giveaway-ul din descriere. Eu am văzut Andrei și pentru v-am salutat. Bye bye!